Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Asistăm astăzi, nu neputincioși, dar în orice caz stupefiați, la un asalt fără precedent împotriva valorilor tari ale creștinismului, ale tradiției creștine. O tradiție care nu reprezintă în niciun caz o formulă osificată, ci o tradiție vie, întrucât creștinismul rămâne la fel de profund benefic în societate de la începuturile lui până astăzi. Una dintre valorile fundamentale pe care creștinismul mizează, pentru că prin ea reușește să asigure firească respirație a societății, a organismului comunitar, a moralității publice, este familia. Asistăm astăzi la un asalt fără precedent împotriva familiei și a valorilor care derivă din ea. Importanța familiei este una trecută sub tăcere de niște minorități agresive, tenace, care au acces în mod abundent și aproape abuziv în media, încercând zgomotos să acopere vocea oamenilor normali, a oamenilor majoritari dintr-o societate precum cea românească, care este o societate amprentată încă, din fericire, de valorile creștine. Despre familia normală, naturală și nu neapărat tradițională, cum s-a tot spus, pentru că nu vorbim de o familie din muzeul satului, ci de o familie care trăiește astăzi, în secolul 21, în București sau în alt oraș din această țară, despre familia naturală și normală, despre asaltul împotriva ei, despre încercările de manipulare în legătură cu deja cunoscuta problemă a modificării unui articol din Constituție menit să asigure o stabilitate familiei, vom încerca să vorbim și astăzi. Recunosc că recidivăm cu acest subiect, dar este necesar, cred, ca din când în când să ne aplecăm asupra unei probleme atât de importante. Invitatul meu de astăzi este un redutabil jurnalist, un om cu foarte multă experiență în analiza fenomenului social și, bineînțeles, un om preocupat de problematica pe care succint v-am descris-o. Este vorba de domnul Tudor Călin Zarojanu, căruia îi spun bun venit. Bine v-am găsit! Bine ați venit, domnule Zarojanu! Mă bucur că îmi sunteți alături și în acest context, în care amândoi și nu numai, desigur, cercurile noastre mai largi sau mai strâmte de cunoștințe și prieteni, vorbesc adesea despre ce se întâmplă astăzi. E o temă care a devenit proeminentă în spațiul public românesc, în spațiul mediatic românesc, dar în mod foarte vizibil se anunță și se manifestă, aș spune, o atitudine inechitabilă, nedreaptă. Sunt privilegiate în mass media pozițiile împotriva acestui curent stârnit de Coaliția pentru Familie, sprijinit de toate confesiunile creștine din România, un curent care are ca scop modificarea unui articol din Constituție, modificare care, o să vedem pe parcursul discuției noastre, nu antrenează în niciun fel vreo nedreptate făcută cuiva și nu modifică în niciun fel sau suprimă în vreun fel drepturile cuiva. Apar în mass media, în reviste, ziare, de multe ori în emisiuni, personaje aparținând unor minorități sexuale sau nu, în general oameni care evacuează total din discursul lor elementul moral, religios, sociocultural, aș spune, de care trebuie să se țină cont într-o asemenea discuție, reproșând celor care apără familia, practică o apără. Mi se pare scandalos lucrul acesta și v-am invitat, tocmai pentru că știu că ați făcut câteva analize profunde pe marginea unei asemenea teme. Așadar, v-aș întreba, ce îndreptățește pe acești oameni care au ajuns să se zvârcolească numai la auzul veștii că familia este și va fi apărată inclusiv constituțional și, evident, ce le justifică o asemenea atitudine? Trebuie să încep prin a vă mărturisi că uneori aproape că nu-mi vine să cred ce vorbim și despre ce vorbim. E ca și când, la un moment dat, cineva ar spune ce-ar fi să umblăm în pielea goală pe stradă?
mai ce mare lucru se întâmplă? Corpul omenesc este frumos, este creat de Dumnezeu, poate s-ar aduce și un asemenea argument, ce ar fi să umblăm în pielea goală pe stradă? Și dintr-o dată să existe foarte multe voci care spună, da, e chiar o idee foarte interesantă. Ce se întâmplă? Aici nu este vorba, după părerea mea, despre căsătoria homosexuală. Nu este vorba numai despre asta. Este vorba despre o schimbare de paradigmă a unei culturi milenare întemeiate pe creștinism, cultura europeană. Cultura europeană, civilizația europeană, nu este, cum să spun eu, ceva care ține de modă. În discuțiile pe care le-am avut, spuneați că am făcut niște analize, în același timp am intrat în niște discuții din care uneori am ieșit, ca să spun așa, jumulit, cel puțin după părerea celor care încercau să mă aducă contraargumente. Deci, aceste lucruri nu țin de zona modei, că mi s-a spus așa, domnule, nu mai vorbiți de tradiție și de că așa e de mii de ani, că lucrurile se schimbă. Sigur că se schimbă. Se schimbă ținuta vestimentară, se schimbă tehnica din jurul nostru, dar în momentul în care se pune problema să se schimbe lucruri fundamentale pe care se sprijină ca pe pilon de rezistență, o construcție care este o civilizație, o civilizație națională, continentală, nu este o baracă la care, din când în când, dacă vrei, schimbi ferestrele sau ceva de genul ăsta. Este un lucru profund. Ori, lucrurile care sunt aici în discuție trec mult de ceea ce ar însemna strict problema căsătoriei homosexuale. Și, din păcate, intrăm în această discuție cu un argument foarte recent pe care mărturisesc că aș fi preferat să nu l-am. Și anume faptul că în Columbia s-a recunoscut oficial prima căsătorie între 3 bărbați. De ce nu 4? De ce nu 5? Trebuia să fie 4, o să râdeți, dar unul dintre ei, săracul, a murit. Era bolnav și a murit până să se facă formalitățile. Da, deci iată pot fi un oricâți. Exemplu care practic îți blochează logica elementară. Din momentul în care Coaliția pentru Familie a cerut să se schimbe un singur lucru din ceea ce există, nu se schimbă niciun drept, nu se schimbă nimic din ceea ce există, în afară de un singur lucru, o sintagmă. Se schimbă soț în un bărbat și o femeie. Aici e momentul să subliniem că această sintagmă a devenit necesară în mod explicit, sau explicitarea ei a devenit necesară, întrucât cuvântul soț, care a fost ales de legiuitorul care a contribuit la redactarea Constituției după 90, pe vremea respectivă nu avea niciun fel de dubiu inclus în el și nu era niciodată interpretabil. După 27 de ani, iată că a devenit interpretabil. Și atunci, a nu se supăra cei care acum văd în asta o modificare colosală, pentru că de fapt nu se schimbă nimic, doar se explicitează cuvântul soț. Ce înseamnă soț? Înseamnă bărbat și femeie. De aici pornește o discuție totalmente falsă, spunându-se că această modificare antrenează ceva. De fapt, nu e o modificare, nu se schimbă radical nimic, doar se subliniază în mod explicit conținutul unui cuvânt. Pentru că descoperim acum că acest cuvânt, soț, este încă ambigu, nu numai în ceea ce privește conținutul, adică faptul că e vorba de un bărbat și o femeie, dar și numărul. Deci nu se precizează cât soți sunt. Această exact. Observație care putea părea exagerată sau ridicolă acum câteva zile, a devenit foarte concretă. Ați dat deci acest exemplu. S-a întâmplat deja. Există 3 bărbați căsătoriți legal în Columbia. Evident ne putem gândi și mărturisesc că eu m-am gândit de la început că sub o sintagmă vagă de genul soți, se poate justifica și o căsătorie poligamă, da? De ce nu? În viziunea heterosexuală, unora. Dar poligamă. De ce să excludem aceste lucruri? Iată, s-au făcut deja, s-au creat deja pașii 2. Un pas 2 a apărut deja undeva în lume. Pe de altă parte, sunt oameni care mi-au spus sau am văzut poziții publice
De ce atâta agitație cu modificarea Constituției că săracii LGBT, da? Apropo, și despre asta trebuie să vorbim puțin, că nu e vorba numai de homosexuali. Săracii nu au cerut oficial să se legalizeze căsătoria homosexuală. Așa este, dar sunt 22 de țări în care s-a legalizat. Noi, cei care considerăm că este anormal, și o spunem fără ezitare, ce ar trebui să facem? Să așteptăm întâi eventuala legalizare și după aia să spunem, măi, nu ne place chestia. Și încă ceva, dacă nici n-au de gând să ceară, de ce se scandalizează? Cu ce-i deranjează pe astfel de oameni această explicitare într-un text care nu face decât să armonizeze textul din codul civil, unde lucrurile sunt limpezi? De ce se scandalizează acești oameni dacă n-au de gând să facă asta? Evident, lucrurile sunt cusute cu o ață foarte albă când e vorba de pseudo-argumentele acestor minorități, reprezentate, culmea, nu neapărat de membrii ai lor, apar și ei uneori, ci de politologi, sociologi, jurnaliști care se trezesc vituperând împotriva moralei publice consacrate în orice țară fundamentată pe valori creștine, ca și cum aceste valori creștine n-ar mai trebui luate niciodată în discuție. Asistăm la o iritabilitate în legătură cu prezența simbolurilor, valorilor creștine în societate, total nejustificată sau justificată într-un mod pervers de acești oameni care au ajuns să aibă alergie la morala creștină, care li se pare constrângătoare. Este constrângătoare morala creștină, domnule Zarojan? Nu, din câte știu eu, nu este constrângătoare. Și ce înseamnă constrângător în acest context? Aici vorbim despre niște, încă o dată, despre niște lucruri fundamentale. Spuneam mai devreme că ar trebui să explicităm puțin această prescurtare LGBT, pentru că nu este vorba doar, în perspectivă, doar de niște posibile căsătorii homosexuale. Pentru că în momentul în care vorbim, de exemplu, despre o persoană bisexuală, în absența clarificării pe care încearcă să o obțină Coaliția pentru Familie, un bărbat și o femeie, s-ar putea cere dreptul nu doar la o căsătorie între un bărbat și un bărbat, ci între un bărbat și o femeie. Dacă ăla e bisexual, atunci are nevoie de doi parteneri. Da? Sau s-ar putea să-și dorească. Repet, lucrurile astea care pot părea speculații au devenit deja realitate. Și de altfel, dintre cei de care spuneți că sunt foarte vocal și activ, și eu simt nevoia să spun că mi-a lăsat impresia că oameni care nu au nicio pornire sexuală minoritară sunt mai agitați și mai virulenți decât homosexualii pe care i-am auzit eu vorbind, sau mai degrabă nu prea i-am auzit vorbind. Deci ei par mai temperați. Alții sunt. Unul dintre aceștia, de exemplu, într-un editorial foarte lung, ajunge și spune la un moment dat, și în definitiv, citez aproximativ, dar ideea este asta, care ar fi problema cu o căsătorie homosexuală sau poligamică? Care ar fi problema? Deci, da, iau și ei în calcul faptul că ar putea urma, și iată, deja a urmat, și un alt tip de revendicare. Când ajungi să nu mai vezi o problemă în legalizarea poligamiei, înseamnă că tu însuți ai o mare problemă. Vedem, deci, astfel de oameni care, de fapt, au o mare problemă de natură morală. Repet, evacuează din discursul lor orice trimitere, orice termen care ține de morală, se discută în termeni exclusiv juridici, ca și cum persoana umană ar fi o entitate juridică și nu morală. Adică, practic, această agresivă modernitate pe care ei o clamează evacuează umanitatea din om. Despre asta vorbim, de vreme ce omul e tratat ca un simplu individ care își poate permite orice în spațiul public, social, și se mai ajunge la acest pseudo-argument, de tot hazul aș spune, pe care ei îl numesc intruziunea bisericii, bisericilor, dar culmea e că vorbesc mereu la singular referindu-se doar la Biserica Ortodoxă,
dar ar putea fi întrebați și frații romano-catolici, protestanți și neoprotestanți, care sunt totuși majoritari în această țară, mă refer la creștini, nu la cultele 99%, respective. 99% din populația României își declară apartenența religioasă la un cult sau altul. Ei bine, ce ziceți de acest pseudo-argument? Intruziunea bisericii în spațiul public, ca și cum biserica ar trebui privat. În spațiu privat, dar chiar și public, da. Pentru că îi se reproșează bisericii, ce, mai suntem în evul mediu să interveniți și să vă dați cu părerea? În același timp se clamează absența bisericii în zona socială, exact. Unde ea este prezentă. Așadar, se cere bisericii ceva absurd, să tacă în fața unei probleme eminamente morale. Să tacă doar atunci când ceea ce are de spus, sau nici măcar de spus, ci de sprijinit, da? Pentru că demersul Coaliției pentru Familie a fost sprijinit de către biserică. Nu au fost, cum să spun, comunicate sau luări de poziție care să justifice supărarea unora privind implicarea bisericii. Dar, așa cum bine spuneați, pe de o parte se reproșează bisericii insuficienta, presupusă insuficientă implicare socială, pe de altă parte spune, bă, de ce vorbiți voi despre asta? Dar implicare socială nu înseamnă numai să strângi donații pentru oamenii sărmani. Ceea ce biserica, știm foarte bine, o face oricum. Implicare socială înseamnă și opoziție într-o problemă atât de fundamentală, atât de importantă a societății din punct de vedere moral și din toate punctele de vedere. Vorbeați despre confuzia dintre persoană fizică și persoană morală. Mai există o confuzie care plutește aici în, sau mai bine zis, da, e o confuzie în discuția asta. Căsătoria. Noi nu vorbim despre relațiile homosexuale. Exact. N-a vorbit nimeni despre asta. O să vorbim și despre ei ca persoane și o să vedem că biserica căsătoria, nu în biciuiește schimb, pe nimeni. Nu este doar un act personal, este un act social. Căsătoria și ceea ce rezultă din ea, adică o familie, inclusiv, fac încă o paranteză, s-a spus, da, dar vedeți că ce propuneți voi uită cu totul familiile monoparentale. Familiile monoparentale nu sunt în niciun fel menționate în Constituție. Ele sunt apărate de către evident. Legislația în vigoare, deci nici în acest punct de vedere nu s-ar schimba nimic. Și numai puțin, familiile monoparentale apar ca rezultat al unui accident intervenit în familia da. Naturală, normală. Exact. Se ajunge în situațiile nefericite când evident da. Moare un soț, rămâne unul singur sau mor din nefericire amândoi și rămân bunicii da. Cu copiii. Evident. Toate aceste familii sunt familii provenite din familia normală, naturală. Deci, căsătoria este un act social, este o instituție socială și de aceea trebuie privită și, cum să spun, este normal, este dreptul și chiar obligația, aș spune, societății civile, a bisericii, așa mai departe, să spună punctul de vedere asupra ei. Nu intră nimeni în dormitorul nimănui. Să ne mai gândim și în ce context apare familia, domnule Zarojanu. Ea apare în istorie în context religios. Deci familia este o valoare, evident, cu multe chipuri, și juridic, și constituțional, și moral, și din alte perspective o valoare, care apare în urma unirii liber consimțite dintre un bărbat și o femeie, unire consacrată ulterior în spațiul bisericii, prin taina cununiei. Și care, după părerea mea și după știința mea, are și niște obiective, are niște scopuri. Are un sens profund. Are un sens profund, în afară de cel religios, sensul social, și anume ca societatea să nu fie compusă numai din indivizi disparați, ci și din aceste entități, repet, cu valoare socială, care sunt familiile, rezultate în urma căsătoriei, dar mai fac o paranteză. Se face confuzie între familia mică și familia mare. Da? Deci familia mică despre care vorbim noi aici și care este obiectul solicitării de modificare a Constituției făcută de Coaliția pentru Familie se referă la soț, soție și eventual copii. Pentru că evident pot să nu existe copii.
Familia mare, unchi, mătuși, nași, așa mai departe, este o altă categorie și nu face subiectul acestei discuții. Și, în fine, nu în ultimul rând, familia, căsătoria, are drept năzuință măcar perpetuarea speciei, la urma urmei, da? Existența și educarea copiilor. Știți ce mai spun adversarii normalității, ca să spun așa? Spun că în niciun caz nu asta era o problemă urgentă care merita tranșată în acest moment în societatea românească. Când îi auzi vorbind așa, te poți gândi la multe lucruri și la tot felul de urgențe. Urgențele care sfâșie societatea românească sunt în primul rând în grădina statului, în grădina guvernului, în grădina parlamentului și așa mai departe. Evident că sunt urgențe foarte importante care nu sunt contrazise de o asemenea discutare a unei probleme care nu are nicio legătură cu drumuri și poduri. Evident. Așadar, genul acesta de argumente întâlnim. Adică o inițiativă socială de tipul, socială și morală în același timp, de tipul celei a Coaliției pentru Familie, nu poate să relanseze economia României. Deci dacă membrii Coaliției pentru Familie, ONG-urile, organizațiile care o formează și-ar propune să facă să meargă industria mai bine, nu e, cum spuneați, nu e în area lor de manifestare. Pe de altă parte, tipul ăsta de argument este o falsă contradicție. Păstrând toate proporțiile, e la fel ca atunci când auzi oameni spunând, domnule, zice, au pus flori pe bulevarde și pe alte străzi nu există asfalt. Da, trebuie să existe și flori și asfalt. Nu este o concurență. Viața este complexă, ca să spun un truism. Da? Trebuie să avem din toate, să avem și bucuria de a vedea niște flori, să avem și asfalt, bineînțeles, sub roți și sub picioare. Deci a spune nu, asta este prioritatea, înseamnă că tu, cel care spui asta, ai stabilit priorități. Problema e atât de strâmb pusă, încât se pun în opoziție lucruri total diferite. Evident, modificarea aceasta va fi făcută printr-un referendum care e un exercițiu pur democratic, dar ajungem la o altă aberație formulată ca un contraargument. Faptul că referendumul e un instrument periculos și că nu trebuie folosit într-o asemenea situație. De ce? De vreme ce nu se lezează niciun drept existent. În jurisprudența europeană, asupra căreia m-am aplecat constrâns de fapte, ca să spun așa, și citind ce spun oameni din domeniu, nu există stipulat niciun drept la căsătoria gay. Căsătoria este pentru un bărbat și o femeie. Deci comunitatea gay n-a avut niciodată un asemenea drept și nici nu are nevoie de el, pentru că există oricum libertate totală pentru ei, există posibilități diferite pentru a-și regla lucrurile interpersonal, nu-i persecută nimeni, să trebuie să accentuăm lucrul acesta, pentru că ni se flutură prin față acum această idee a unei fel de persecuții pe care societatea largă, poporul, o face asupra acestei minorități. Nu se pune problema în niciun fel astăzi. Din fericire, a fost dezincriminată homosexualitatea, pentru că nu putem niciodată pleda pentru pedepse în acest sens. Ea a existat în istorie, evident, de-a lungul timpului. Se mai aduce argumentul că în antichitate era homosexualitatea respectată. L-am auzit pe un personaj care îl invoca pe Platon. Vă dați seama până unde se merge, de parcă Platon ar fi scris în vreunul din dialogurile sale, ar fi formulat un argument favorabil homosexualității. Homosexualitatea a fost constant tolerată în istorie, dar termenul tolerat în ochii celor care e deranjant. Vorbesc mereu despre toleranță a devenit deranjant. Haideți să mai rămânim un lucru. Deci, eventuala modificare a Constituției în sensul dorit de Coaliția pentru Familie și, sunt sigur, nu numai de către coaliție, se va vedea la vot. Dacă vom ajunge vreodată la vot, e firesc să ajungem. Nu va pune
persoanele omosexuale pe nicio altă poziție decât cele heterosexuale. Pentru că nimeni nu vrea să se gândească la lucrul ăsta, care poate să pară o butadă, dar este strict corect din punct de vedere legal, moral, democratic și așa mai departe. Nu e adevărat că în urma unei asemenea modificări homosexualii ar pierde un drept pe care nu l-au nici acum, sau mă rog, li s-ar împiedica un drept pe care heterosexualii îl au. Nu, nu l-au. Nici eu nu pot să mă căsătoresc cu oricine. Nu, nici eu, ca heterosexual, nu pot să mă căsătoresc cu un bărbat. Da. Să zicem că mi-ar trece asta prin cap. Poate nici n-ar implica relații intime. Dar ar fi un moment al meu, de o opțiune, nu? Nici eu nu am acest drept. Nu pot să mă căsătoresc. Am auzit și chestia asta ca argument final, când discuția deja a luat-o în toate părțile. Zice, bottom line, la sfârșitul sfârșitului, ideea este următoarea. Oricine trebuie să aibă dreptul să căsătorească cu oricine vrea. Inclusiv cu un copac. Nu. Pentru că au apărut și astfel de aberații există. În zona occidentală. Nu au recunoscut oficial de stat, dar există căsătorii cu animalul de companie prin Anglia și până nu mai știu unde. Și există intenția. Da? Există căsătorii simbolice, mă rog, acolo e o discuție întreagă cu persoane care au decedat. Există tot felul de lucruri. Da? Deci nu cred că oricine trebuie să aibă dreptul să căsătorească cu oricine. Apropo de orice fel de lucruri, spuneați la început că vi s-a reproșat că lucrurile se schimbă și că trebuie să luăm act de faptul că lucrurile se schimbă. E suficient să se schimbe lucrurile sau trebuie să urmeze întrebarea lucrurile se schimbă în bine sau s-au schimbat în bine, dar vedeți că dispare categoria morală a binelui. Nu se mai pune problema dacă s-au schimbat în bine, ci simpla idee de schimbare ar trebui să te constrângă să iei act și să accepți absolut orice aberație. Păi, răspunsul e foarte simplu, domnule Bănescu. Ar fi fost un argument excelent pentru comuniști în 1947, care ar fi trebuit să spună poporului român, fraților, istoria se schimbă, lucrurile se schimbă. De ce nu acceptați comunismul? Da. Deci nu, evident că nu este un argument. Există lucruri care se schimbă în bine, există lucruri care se schimbă în rău, există lucruri care nu produc mari schimbări și așa mai departe. Sunt toate categoriile în discuție. Și în discuție, din câte văd acum, a ajuns definiția democrației. Pentru că vreau neapărat să vorbim despre asta. Vă rog, chiar. Deci, se spune așa. Dar, domnule, democrația este că se votează cei mai mulți votează, își spun punctul de vedere, dar nici așa să le pui pumnul în gură celor mai puțini. Păi, nu vă supărați. Care rezultatul unui vot electoral politic este într-un fel un pumn în gură, dacă putem spune, adică în aceeași măsură ca într-un asemenea caz. Dar care pumn și care gură? Pentru că dacă e vorba de pumnul minorităților în gura majorității, atunci lucrurile devin acceptabile. Atunci e ok. Sigur. Vorbeați mai devreme despre, nu hărțuire, ați spus, mă rog, un alt termen, persecuție, da? Că homosexualii nu sunt persecutați în România, orice s-ar spune. Că există radicali, există radicali și în fotbal și în orice altceva. Da. Dar la modul general, pe stradă sau în discuțiile publice, nu sunt. În schimb, eu încep să constat că aceia care îndrăznesc să spună public eu nu sunt de acord cu căsătoria homosexuală, ei tind să devină victimele unei persecuții. În orice caz, linșajul public în anumite articole, în anumite emisiuni, n-a întârziat să apară. Gândiți-vă cât de demonizată este acum Coaliția pentru Familie, câte lucubrații se spun pe seama ei, câte fabulații apar legate de ea, nici nu are rost să intrăm în amănunte, deși probabil că cei care ne ascultă le știu doar parțial. Toate aceste lucruri denotă o deficiență, aș spune, de spirit, și de înțelegere, și de civilitate, pentru că nu se acceptă un exercițiu democratic. Îi deranjează ideea de referendum care a fost cerut de câteva milioane de oameni din această țară. În schimb ce adversarii acestor câteva milioane de oameni care au fost numiți proști
de un fost poet, pentru că actual nu mi se mai pare, aceste câteva milioane de oameni ar trebui să accepte dictatul unor minorități care, repet, n-au nicio legitimitate democratică și pe care nu le persecută nimeni, repet. Și încă ceva, vreau să aduc în discuție problema raportării bisericii la homosexuali. Niciodată o biserică nu va fi închisă cuiva de orice categorie să vină să-i treacă pragul. Întotdeauna un homosexual are acces la un preot, poate veni să se spovedească și poate veni și trebuie să vină ca oricine dintre noi să se descarce de niște lucruri care îi apasă sufletul. Ni se prezintă homosexualii ca niște personaje angelice care sunt tulburate în ordinea lor profundă de o voce care apără familia. Ceea ce mi se pare și fals, și nedrept, și bineînțeles dureros dintr-o perspectivă. Ceea ce spuneați despre coaliție nu e valabil numai pentru coaliție, este valabil și pentru oamenii care și-au mai spus părerea, așa. Deci, intolerant, discriminatoriu, sunt calificativele minime, delicate, dar să mergem mult mai departe. Inclusiv căutând posibile, nu știu, explicații ale unei asemenea atitudini atât de retrograde încât să nu fii de acord cu căsătoria homosexuală. Nu știu. Cred că deja acordăm prea mult timp problemei legate de căsătoria homosexuală, pentru că în demersul Coaliție pentru Familie nici măcar nu e vorba despre asta. Exact. A apărut prin ricoșeu această discuție, această problematică, și să nu ne lăsăm duși prea departe în această eroare. Nimeni nu vorbește acum decât concret despre protejarea familiei. Suntem întrebați de ce anume ne protejăm. Ne protejăm de o perspectivă foarte de concretă precedentele care există și de precedentele 22 care există de țări. În jurul nostru. 22 de țări au legalizat căsătoria homosexuală. Discuția n-a apărut din senin. Inițiativa coaliției n-a apărut din senin. A apărut pe fondul acestei tendințe care există. Evident. Așadar, aceste asalturi sunt unele cu o anumită țintă. Ținta este familia. Vreau să facem o foarte scurtă incursiune și digresiune la originile acestei atitudini antifamilie, care apare încă din anii 40, aș spune, după război imediat, când celebra școală de la Frankfurt, prin reprezentanții săi valoroși din punct de vedere intelectual, dar nu e suficient să fii valoros din punct de vedere intelectual, toți își trăgeau practic seva discursului din zona marxismului, deci e vorba de câțiva gânditori marxiști. Știm bine ce înseamnă marxismul, ce efecte a avut marxismul în istoria recentă a omenirii. Vorbim de 100 de milioane de morți în gulagurile create de această teorie marxistă. E bine, acești marxiști deveniți neomarxiști, pentru că vorbim de o epocă ulterioară războiului, au strecurat aceste idei legate de desuetudinea familiei. S-a reproșat familiei că este excesiv paternalistă și, bineînțeles, în subsidiar s-a lansat o acuzație foarte clară împotriva ideii de ordine, de ierarhie. Toate aceste lucruri au devenit nesuferite, insuportabile pentru neomarxiștii care și astăzi sunt foarte guralivi, neavând de fapt cu ce să se laude decât cu o destructurare pe care o provoacă în jurul lor. Dacă îi întrebi care sunt rezultatele discursurilor lor, nu vor putea să-ți răspundă nimic, pentru că nu sunt constructivi în absolut nimic. Sunt doar destructuranți. Toate discursurile neomarxiste, corectitudinea politică, care e o poliție a gândirii, confiscând limbajul, confiscă ulterior gândirea, sunt dintre acești oameni cei care astăzi asaltează încă familia și contestă dreptul unei majorități la a se apăra democratic prin referendum. Discreditarea și, în final, eventuala dispariție a familiei, a instituției familiei, era chiar programatică. Deci s-a spus ad literam, nu era așa sugerată.
Da? Există discursuri în care acest lucru a fost pus ca un obiectiv foarte clar. Mă gândeam acum că mai există o manifestare și în același timp explicație a obsesiei, a preocupării de a destructura, de a desfința valorile familie și familia ca atare. Este atitudinea unora dintre angajatori, fie ei de stat sau privați, care atunci când au în față un posibil viitor angajat, una dintre problemele pe care și le pun și dintre criteriile care intră în discuție este dacă are sau nu obligații. Fără obligații. Dacă ești fără obligații, n-ai nevastă, n-ai copil, super tare. N-ai Dumnezeu, poate să te eventual. Țină, eventual, n-ai nici Dumnezeu, sigur. Poate să te țină până la orice oră, poate să te trimită oricând, oriunde, să lipsești cu zilele, cu săptămânile, cu lunile. E deja un atu. Da, da, da. Acesta. Deci este una din explicații, iar întorcându-ne în punctul pe care îl amintează dumneavoastră, bineînțeles că în gândirea de tip comunist, de tip marxist, era important ca oamenii să poată fi manipulați cât mai ușor și pentru asta aveau nevoie să fie cât mai puțin legați de alți oameni. Pentru că în momentul în care lovești sau îi cer ceva foarte greu unui om care e singur, e mai ușor să obții. Dar dacă el este legat și de alții, respectiv soție, copii și așa mai departe, atunci e pe sistemul dai în unu, țipă trei. Da? Deci afectează mai mulți oameni și e mai greu să obții lucrul ăla. Și atunci pentru ei e important și pragmatic să existe individualități și nu grupări cum sunt familiile. Da, până la urmă vorbim de o adversitate față de rânduială, care înseamnă față ordine morală, da. Cu un termen e adevărat mai vechi, care a funcționat în consecințele lui practice foarte bine în societatea românească, pentru că de acolo de unde evacuezi rânduiala, nu poți culege decât o implozie morală și haos. Exact asta am ajuns să spunem că se urmărește de vreme ce apar contestări în legătură cu lucruri altădată subînțelese. Ai ajuns sau am ajuns să ne justificăm, cum spuneați dumneavoastră înainte de emisiune, să ne justificăm de ce credem în Dumnezeu, de ce apărăm familia. De ce ținem de o biserică? De ce ținem de o biserică? De ce ținem să ne manifestăm ca oameni religioși, dar nu bigoți, că e foarte important lucrul acesta, corect, în societate? Am ajuns să răspundem la niște întrebări practic absurde. A devenit foarte bizar să vorbești astăzi despre virtute, care de fapt înseamnă echilibru. Când pledăm pentru virtuți, pledăm pentru echilibru. Pledăm pentru ferirea de excese, de hibris, care distruge întotdeauna. Pentru asta pledează biserica. Familia e un factor de maxim echilibru într-o societate. A devenit foarte bizar și foarte periculos să vorbești despre normalitate. Oh, da. Atunci când am îndrăznit să folosesc acest termen, mai exact, să atrag atenția, într-o discuție pe Facebook, normalitate vine de la normă. Și cine stabilește norma, m-a întrebat cineva. A spus foarte simplu, norma se decantează în timp. Societatea o stabilește, dar ea se decantează în timp. Și e o noțiune care se întinde pe multe generații. Normalitatea nu se poate schimba de la o generație la alta, așa cum încă o dată se schimbă o modă vestimentară sau preferințele muzicale. Da? Sigur că normalitatea de azi nu mai e normalitatea din antichitate, care... Dar nu se pune problema imitației unui tip de morală publică ca nevul mediu, cum se tot spune. Da, când, da, într-adevăr, Biserica Occidentală avea o forță colosală în a rândui cumva viața privată a oamenilor. Biserica Ortodoxă a fost întotdeauna foarte blândă. A luat, practic, la cunoștință și a încercat să vindece acolo unde a putut. Ortodoxia niciodată nu a fost una ofensivă, intruzivă. Imperativă, da. Nu s-a întâmplat asta niciodată într-un spațiu ortodox. Și când ni se aduc contraargumente legate de faptul că există unii hiperortodoxi, forțodoxi, numiți în diverse feluri, care tună și fulgeră împotriva modernității,
atunci da, recunoaștem că aceste excese nu sunt firești. Ortodoxia nu are niciun fel de contradicție și problemă cu modernitatea. Dumnezeu e la fel de prezent și azi în secolul 21 ca și în secolul 16. Nu există o diminuare a prezenței lui Dumnezeu în istorie, niciodată. E cumva și caragios să vorbești despre lipsa de modernitate sau de apetență față de modernitate a Bisericii Ortodoxe Române. Eu acum vorbesc de ceea ce știu, cât de cât, nu vorbesc de alte țări sau de alte culte, când la ora actuală cred că nu mai există mănăstire fără site pe internet și marea majoritate a bisericilor, cel puțin în mediul urban, au așa ceva și toate mijloacele moderne de comunicare și mai mult decât atât, că nu e vorba de tehnică aici, e vorba de deschiderea de principiu, de profunzime. Faptul că astăzi poți să stai de vorbă. Oamenii au rămas cu unii oameni, cei care nu prea calcă pe la biserică. Au rămas cu imaginea preotului Popa, care nu știu cum e el, care te dăscălește, dar nu trăiește conform discursului său. Și e încremenit în proiect. La ora actuală, cu preoții care sunt astăzi în mijlocul nostru, poți să discuți absolut orice. Adică o spun din propria experiență. Inclusiv lucruri de genul ăsta, cum discutăm noi, și bineînțeles lucruri ținând de orice domeniu al științei, al tehnologiei, al modernității, că de aici am pornit această paranteză. Da. O problemă a modernității, cel puțin în spațiul pe care îl cunoaștem noi mai bine, este anomia. Apropo de faptul că argumentul dumneavoastră a fost acesta etimologic, că normalitate vine de la normă. Iar norma înseamnă, în fond, o lege, un set de reguli, nu impusă sau inventată de cineva, ci secretată firesc de organismul comunitar. Iar aceste legi morale, nu pot fi schimbate într-o societate doar pentru că a apărut o toană sexuală a unei minorități sau o preferință sexuală a unei minorități. Aceste minorități, deci, vor să schimbe, practic, legile pe care s-a structurat o societate pentru a le coborî la nivelul lor și niciodată nu-și pun problema că ei ar trebui să rămână la nivelul unor legi morale, în primul rând. Și de aici pornind, am adus în discuție termenul de anomie, pentru că societatea românească e o societate aproape anomică deja. Deși există elementul religios încă profund în această societate, apare paradoxul că aceeași societate se confruntă și cu anomia, cu disprețul legii, iar acești adversari ai familiei profită de lucrul acesta, aducând în discuție faptul că în familiile normale sunt foarte multe divorțuri, sunt copii uneori maltratați de părinți care au tot felul de vicii, ca și cum aceste exemple ar fi, ca să spun așa, emblematice pentru familia normală. Bineînțeles că deplorăm o asemenea situații cu care se confruntă familia, dar tocmai pentru că aceste situații au apărut din cauza renunțării la adecvarea la legile firești. Despre asta vorbim. Evident. Faptul că există case construite deasupra pământului, cum obișnuim, da? Care se dărâmă sau le ia un val de inundații, nu înseamnă automat că asta invalidează ideea de a construi o casă pe pământ. Chiar așa este expresia în popor, mai ales oamenii care stau la bloc și visează o casă pe pământ. Da? Asta nu înseamnă, deci, faptul că există case prost făcute, nu înseamnă automat că ar trebui să ne gândim la cu totul altfel de case, sub pământ. Dimpotrivă. Sau în copaci. Mi-ați amintit de un cuvânt din Evanghelie, casa să fie construită pe stâncă, spune Hristos. Evident, se referă și la casa ființei noastre, morale, dar în general, ideea de stabilitate, de stâncă, de fundament, este una elementară în orice civilizație. Astăzi asistăm la o ofertă care în niciun caz nu ne propune stabilitate, nu ne propune valori tari, fundamente. Dimpotrivă, suntem invitați la destructurare. Să destructurăm familia, școala, observăm, nu se simte nici ea prea bine. Instituțiile fundamentale sunt asaltate astăzi, practic,
de oameni care excelează cel mult la nivel intelectual, dar aș spune că nici acolo, pentru că un om profund cultivat e un om care nu face abstracție de cultura religioasă niciodată și că nu e suficient să-l fi citit pe Gramsci, Marcuse și alți câțiva ca să îți dai cu părerea când e vorba de morala unei societăți. Apropo de școală, spuneați mai devreme că invocați tipul ăsta de argument că există familii heterosexuale cu probleme, cu violență, cu alcoolism și că asta, vezi, Doamne, ar pune discuția despre familie în cu totul altă lumină în care, evident, trebuie e o altă formă acceptăm. De manipulare. Exact. Și seamănă, știți cu ce seamănă foarte bine? Cu discuția despre manuale de religie, cele de acum câțiva ani, că între timp ele s-au schimbat. Dar presa n-a mai sezizat chestia asta. În fine. Dar admitem că așa cum mai o fi, există niște manuale nu foarte Nu perfecte, da. Și unele cazuri de profesori de religie, de asemenea, care au comis erori didactice, ca să spunem așa, foarte pe scurt. Ce fel de argument este asta? Păi, pot eu să spun niște profesori de matematică și niște manuale de română care sunt scrise cu piciorul. Asta ar fi cumva un argument ca să scoatem româna sau matematica din programa școlară? Tendința asta care, că tot vorbeați de anomie, tendința asta a românilor de a generaliza este una dintre, defectele naționale. De a generaliza și de a identifica fisuri în lucrurile cele mai frumoase, de fapt. Da. Despre asta este vorba. Ne-am apropiat încet, încet de sfârșitul acestui dialog. Sunteți părinte, sunteți un om care are 2 copii, sunteți un om firesc credincios, un om care frecventează biserica, care nu face paradă însă de credința lui, dar care simte nevoia să apere niște valori atacate sub ochii lui. Cred că e un moment potrivit să transmiteți un mesaj celor care, când se gândesc la familie, văd în ea ceva care e depășit, e constrângător și așa mai departe. S-a reproșat Coaliție pentru Familie că promovează așa zise politici pro-nataliste, ca și cum ar fi rău să vorbești despre nașterea de copii. S-a spus sau s-a reproșat de asemenea Coaliție pentru Familie că militează împotriva avortului, de parcă ai putea milita pentru avort cu orice preț. Sunt puse tot felul de probleme din diverse unghiuri, care în fond ascund foarte multe sofisme și până la urmă putem decela din toate acestea un reproș aproape de neconceput altădată. Ți se reproșează că pledezi pentru normalitate, pentru firesc. Și ești întrebat cine ești tu să spui că așa e normal sau nu. Dar nu noi spunem asta, ci o spune istoria. O spune biologia, într-un caz la care cred că vă gândiți și dumneavoastră. O spun lucrurile din jurul nostru așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Așa este. Dar înainte de a răspunde, vreau să fac o precizare. Eu sunt un susținător al demersului Coaliției pentru Familie, nefiind implicat în niciun fel, în niciuna dintre organizațiile componente. Evident, și eu la fel. Da? Deci să nu se creadă că vorbesc cu vreun partipri. Ba da, am un partipri. Am un partipri ca, așa cum mă consider bun creștin, ca tată, ca soț, ca membru al unei societăți, și mai mult decât atât, membru al unei civilizații, civilizația milenară europeană, așa cum s-a construit ea, și care în această postură, că nu pot să-i spun calitate, că nu e meritul meu în niciunul dintre aceste lucruri, în această postură, în această poziție, sunt, cred că ar trebui să o spun pe șleau, domnule Bănescu, sunt speriat. Sunt speriat de ceea ce poate să urmeze. Nu eventuala legalizare a căsătoriei omosexuale, ci toate celelalte lucruri care ar putea să decurgă de aici. De ce? Pentru că această civilizație despre care vorbeam este ceea ce îmi doresc eu să existe și în continuare, bineînțeles, cu ajustări care țin de mode, de progresul tehnic, de progresul ideilor și așa mai departe, dar nu de fundamentele civilizației. Unul dintre fundamentele aceste civilizații este, după părerea mea, familia așa cum o știm.
așa cum o știm, așa cum spunem noi că este normală, pentru că așa e. Există și lucruri care, culmea, se vor mira adversarii familiei, nu se învechesc. Sunt foarte multe exemple de lucruri care nu se învechesc. Nu se învechește politețea, nu se învechește civilitatea, nu se învechește... Nu trebuie updatate aceste lucruri. În sensul acesta, conservatorismul, dintr-o anumită perspectivă, nu este doar bun, este strict necesar, pentru că a lăsa lucrurile fundamentale să o ia la vale înseamnă a te juca cu viața unei societăți întregi. Și deși, evident, nu acesta e principalul argument demografic în legătură cu discuția noastră, există specialiști din zona societății civile care avertizează că în 40 de ani vom ajunge să fim 14 milioane de locuitori în România. Așadar, asaltul împotriva familiei, singura în care pot apărea și pot evolua și se pot educa în mod firesc copiii, familia, nu merită contestată. Și a contesta familia înseamnă, practic, o mare dezonoare. Cei care fac lucrul acesta, probabil că și-au pierdut și sentimentul onoarei, pentru că nu știu ce fac aproape. Și mai vreau să-ți spun ceva neapărat. Nu sunt împotriva nimănui și a nimic. Sunt pentru ceva. Sunt pentru familia așa cum o știu eu. Cred că e dreptul meu ca simplu cetățean, cu o sintagmă foarte folosită în anii 90, să spun pentru ce sunt eu. Și în rest, la vot. Da? Am auzit și chestia asta. Să știți că și 3 milioane e o minoritate. Da, sigur că 3 milioane. Prin comparație cu cine? Sigur că 3 milioane e minoritate, în comparație cu întreaga populație. Dar cei care se opun din răsputeri referendumului, evident că știu care va fi rezultatul. Apropo de minoritatea celor 3 milioane, trebuie să știm că cei care au strâns aceste semnături n-au putut ajunge la toți oamenii din România. Deci aceste 3 milioane sunt rezultatul unor posibilități limitate legate de strângerea de semnături. Cum legea cere 500.000 de semnături? Exact. Și mai trebuie spus că acest referendum, când se va consuma, va demonstra că e prima dată în societatea românească când un asemenea număr de oameni s-au mobilizat pentru o cauză. Din fericire, această cauză este una prin excelență bună. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult, domnule Zarujanu, pentru prezența în emisiune, pentru tot ce ne-ați transmis, inclusiv din perspectiva dumneavoastră de tată, de om care, evident, prețuiește familia și valorile creștine. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ați urmărit această dezbatere, probabil mai aprinsă decât era cazul, dar atunci când te confrunți cu anormalitatea și cu promovarea ei în defavoarea normalității, simți nevoia să iei atitudine. Atât am simțit și noi nevoia să facem. Vă mulțumesc foarte mult!